Vă invit la târgul de carte din Cluj-Napoca, din Piața Unirii, la standul editurii cu cărți despre înțelepciunea Cabala. Vă invit și mâine joi, vom avea o lansare de carte, Cabala și Noul Testament, un comentariu cabalistic și critic cu privire la cele patru evanghelii canonice, o evanghelie necanonică după Toma și epistolele lui Pavel comentate în cheie cabalistică. Vă aștept aici la standul de cărți și mâine la ora 11, mâine joi, la lansarea de carte pe care o avem aici în Piața Unirii, la târgul de carte, la Festivalul Internațional de Carte Transilvania. Bun, și am să-l rog pe Daniel să ne zică câteva cuvinte despre ce cărți are aici pe, da, în centru suntem în Piața Unirii, da, cu standul lui, să ne zică câteva cuvinte de cărțile care le aici, da? Poate sunteți interesați de vreuna, da, v-a interesat mult deosebit, da, te rog, Daniel. Bun, deci pe lângă comentariul cabalistic la Noul Testament, avem comentariul cabalistic și pe Vechiul Testament, sau ceea ce înseamnă Tora, cele cinci cărți atribuite lui Moise, Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom. După care avem introducere la cartea Zoar, Yehuda Ashlag, o mare cabalist a secolului 20, care comentează textele din cartea Zoar și introduce cititorul în ce înseamnă tainele înțelepciunii cărții Zoar. Aici avem iarăși o carte despre Zoar, care este un pic mai criptică și care duce cititorul în profunzimile acestei cărți. Cabala, știința, semnificația vieții este o carte care face o comparație între fizica cuantică și înțelepciunea Cabala. Și mai avem câteva cărți pentru începători, Cabala pentru începători, Gustul luminii, fundamentele înțelepciunii Cabala, Cabala revelată. Avem un roman interesant, Cabalistul, despre viața lui Yehuda Ashlag, cel care face comentarii la cartea Zoar. Câteva cărți despre educația integrală, desăvârșirea cercului, copilărie fericită, povestiri pentru copii fără violențe, psihologia societății integrale și conectați prin legile naturii, ce spunem noi că sunt cărți despre educație integrală. O carte, tot așa, interpretarea cabalistică a Vechiului Testament a Pentateucului, dar este într-un format mai mic ca și cealaltă. Atingerea oamenilor spirituale, tot așa, o carte bună despre înțelepciunea Cabala. Cărțile scrise de mine, Cabala înțelepciunea ascunsă, Arborele sefirotic despre grupul de Cabala, un roman despre dragoste, Transilvania Love, o carte despre practica yoga, terapia yoga, module de curs despre înțelepciunea Cabala, video și traducerea cărții mele Cabala înțelepciunea ascunsă în engleză și o carte de interviuri politice din cariera mea de jurnalist politic. Asta este oferta noastră. Vă așteptăm la târgul de carte de astăzi miercuri până duminică și mâine de la ora 11, mâine joi, la lansarea cărții Cabala și Noul Testament. Ok, mulțumesc, Daniel. Deci suntem în centru, da, în centru Crujului, unde este acest festival de carte care mai ține până duminică. Până duminică, azi suntem în 25, da? Ok, veniți, găsiți multe cărți interesante aici, da, sunt multe edituri aici, da, și veniți și la standul lui Daniel, care este înspre partea dinspre catedrală, da? În partea dinspre catedrală, aici îl găsiți pe Daniel, cu editura Ari. Ok, dragii mei, o zi minunată în continuare să vă ținem.